Direcția de Sănătate Publică Iași a anunțat că la Spitalul Sfântul Sava încă o infirmieră a fost testată pozitiv la Centrul de Servicii Sociale CA Roseti și încă un caz la Căminul de Pensionari Sfânta Cuvioasa Parascheva. De asemenea, au mai fost înregistrate un total de 52 de cazuri de infectări cu noul coronavirus la un agent economic cu profil industrial. În toate aceste situații au fost aplicate toate normele epidemiologice pentru a preveni răspândirea virusului, iar cazurile mai grave au fost internate în spitalele suport COVID-19. Ce putem spune este că la nivelul județului Iași s-au înregistrat încă 3 focare COVID-19. Menționăm astfel primăria comunei Miroslava, unde 13 salariați au fost declarați pozitiv cu COVID-19 în urma testărilor. Dintre angajații confirmați, 12 au fost izolați la domiciliu, iar unul este internat într-un spital suport COVID-19. Și desigur, ca măsuri putem menționa faptul că toți contactii direct și apropiați au fost carantinați. De asemenea, ancheta epidemiologică se află în desfășurare în cadrul acestei instituții. Mai putem vorbi de 2 focare la 2 agenți economici din Iași, cu 5 respectiv 8 cazuri de coronavirus la salariați declarați pozitiv cu COVID-19, tot în urma testărilor.